Institutul Național de Statistică a făcut publice primele date oficiale provizorii ale recensământului general al populației realizat anul trecut. Potrivit acestora, în Vâlcea sunt cu circa 30.000 de locuitori mai puțin decât în 2011 și cu peste 70.000 mai puțin decât în 2002. Populația județului numără astfel 341.861 de locuitori cu 271 mai mulți decât erau în 1948 la trei ani după încheierea celui de-al doilea război mondial. În total, populația României este de 19.053.815 persoane, cu 1,1 milioane mai puțin decât acum 10 ani. Datele complete și finale ale recensământului vor fi însă făcute publice etapizat începând cu luna mai și până la finalul acestui an.